Comuna Prebu, aflată la numai 7 km de municipiul Câmpina, a creat o poveste feerică pentru sărbătorile de iarnă, pentru ca Moș Crăciun să se simtă binevenit ca în fiecare an. Confirm faptul că prima nisoare a iernii 2020-2021 o petrec într-un loc mirific, în comuna Brebu, unde luminițele și atmosfera întâmpină cu mult fast sărbătorile iernii. Dacă istoria și-a pus frumos amprenta asupra acestei comunități, administrația locală nu s-a lăsat mai prejos și a dat strălucire trecutului și prezentului într-un mod inedit. Ce spun locatarii despre povestea de iarnă ce a prins viață în comuna Prebu, vom afla chiar de la ei. A venit nepoțica de la Brașov să-i facem o surpriză, luminițele, ne plimbăm puțin. Vi se pare că a pregătit domnul primar? Nu, nemaipomenit. Aici cu domnul primar n-avem ce discuta, jos pălăria. Ce-i transmiteți? Multă, multă sănătate de acum încolo și tot înainte. Să ne asculte ce zic ceilalți și alea, că e super. Super, n-avem de ce discuta de ce s-a făcut în Brebu ăsta, că am o vârstă și eu, dar nemaipomenit. Mulți înainte și dumneavoastră. Mulțumesc și la toată lumea și sperăm la anul să fie lumea, atmosferă mai multă, că era aici în alți ani, copii și frumos și alea, da? Asta e. Poate în ajun de Crăciun o să fie copii mai mulți. E prima zăpadă pe da, care... Da, prima zăpadă și copiii, dacă vede că e mai mult, atunci o să fie poate mai mulți părinți și cu toți să fie sănătoși. Să aveți sărbători frumoase, doamnă! Multă sănătate la toată lumea! Cu siguranță sărbătorile de iarnă vor fi simțite ca pe o bucurie de către cei care locuiesc aici, cât și de către cei care vor tranzita această comună, pentru că unitatea teritorial-administrativă a creat o adevărată atmosferă de bază.